joacă de mai bine de un deceniu la Avântul Reghin, iar de-a lungul timpului a devenit unul dintre cei mai reprezentativi jucători ai formației noastre. Se numește Dan Răzvan și nu este doar un jucător care dă totul pe teren, ci este și profesor de sport. Așa cum la școală le predă elevilor săi, nouă a ținut să ne împărtășească puțin din experiența lui ca jucător. Povestea mea în fotbal este destul de veche, ca să zic așa. Am început fotbal la copii și juniori, la echipa de fotbal Metalul Reghin, era mai de mult, mai pe vremuri. După care, la fel, am continuat la Avântul Reghin cu antrenorul care m-a, să zic, descoperit și care a lucrat cel mai mult la centru de copii și juniori, a fost Nea Ghiță Maiocan, Dumnezeu să-l ierte. Cam asta e povestea mea în fotbal. După care, la nivel de seniori, am început de jos, de la sat, să zic așa, de la Măgura Orșova, o echipă de județ, cum ar veni așa. Am continuat cu Mavi Pro Reghin, fost Oțelul, echipă patronată de domnul Mircea Oltean, după cum bine se știe, și din 2002-2001 Avântul Reghin. Ce te-a determinat cel mai mult să alegi această meserie? Pasiunea pentru fotbal. Mai de mult, să zic așa, nu aveam atâtea alte preocupări. Preocuparea principală era joaca și în spatele blocului, în curtea școlii, principalul joc era fotbal. Și de aici s-a născut pasiunea pentru fotbal, ca să zic așa, în timp. Pe ce post joci la Avântul Reghin? Momentan joc pe postul de fundaș central. În istorie, așa vorbind, am jucat fundaș dreapta, mijlocaș dreapta, mijlocaș central. Care crezi că ți se potrivește cel mai bine? Care decide antrenorul. Dacă antrenorul decide să joc într-o parte, joc acolo. Dacă în altă parte, unde decide antrenorul care are nevoie de mine, trebuie să-ți fac datoria, consider eu. Cum ai ajuns să joci fotbal? Întrebare grea. Dacă la nivel de copii și junior nu m-a remarcat, să zic așa, spre deosebire de alți colegi de-a mei care erau, să zic așa, speranțe și mai talentați decât mine, pe parcurs, prin muncă și seriozitate, zic eu că am ajuns ca să joc la nivelul ăsta, cât de cât. Spre deosebire de ceilalți care, după părerea mea, repet, erau mai talentați probabil decât mine, dar probabil mai puțin serioși și mai puțin muncitori. Ce-ți dorești în acest sezon, față de sezonul precedent, bineînțeles? Față de sezonul precedent, care, după cum știu, a fost destul de greu. Vreau, în primul rând, să mi se asigure condițiile minime, nu de pregătire. Vorbesc pentru jocurile oficiale, pentru că ne așteaptă niște deplasări foarte lungi. Vorbesc să avem niște deplasări până la Pitești, până la Ploiești, până la Târgoviște, până la Câmpina. Foarte lungi și mergând în ziua jocului, e cam greu ca să ai și rezultate. Dacă ni se asigură condițiile necesare, eu zic că avem echipă destul de bună, mai bună decât anul trecut, mai omogenă, că în mare parte a rămas aceeași și cu câteva plombe bune, zic eu. Sper să prindem play-off-ul, nu play-out-ul. După cum știi, se joacă în sistem play-off și play-out. Cum ți se pare adversarii din serie? Care crezi că este cel mai puternic adversar? Adversar puternic, echipe de tradiție la noi în serie. Echipe din Ploiești, echipe din Pitești, un fel de FC Argeș, singura echipă din Argeș care mai este preluată de primărie, ca și la noi. La fel, echipa care ne vizitează, Târgoviște, echipă de tradiție, și Câmpina, echipe de tradiție și care și-au manifestat, din câte știm noi, intenția de a promova. În ce direcție crezi că se îndreaptă fotbalul românesc din ziua de azi? Din păcate, eu zic că mergem tot așa, mai în jos, alunecăm pe topogan în jos, pentru că tot mai puțini bani se investesc, tot mai multe probleme financiare sunt peste tot în țară la echipele, mai ales echipele, să zic așa, patronate de către primării. Și fără primării, cred că n-ar mai exista fotbal în țară la noi. Totuși, evoluțiile echipelor românești care au jucat în Champions League și Europa League, cum ți se par? Da. Lăsând la o parte partea asta financiară, care cred că nu se resimte la unele echipe din prima ligă de la noi din țară și în speță Steaua București, cred că este cam singura și pe alocuri CFR-ul, așa, din 2 în 2 ani, care, să zicem, și-a făcut datoria cu prisosință și a obținut rezultate care ne-au menținut acolo sus, la nivel european.
Ca și încheiere, ce îți dorești în noua ediție de campionat? Ce așteptări ai? Așteptări? Să avem rezultate cât mai bune, meritorii, și să ne clasăm, cum am spus și înainte, pe un loc care să ne permită să jucăm în play-off și nu în play-out. Deci în primele 6 echipe din serie. Acestea au fost principalele informații din sport. Eu sunt Loredana Bendriș, ne revedem mâine la aceeași oră. La revedere!